Cel puțin două morminte dacice de incinerație au fost descoperite de o echipă de arheologi din Sălaj și Alba. Catarame de centură, fibule, mărgele, verigi, dar și mici fragmente de oase au fost descoperite de arheologii Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău, în apropiere unei cetăți dacice din Sălaj. Descoperirea a fost făcută întâmplător, în urmă cu câteva zile, de o echipă de arheologi condusă de Horea Pop, șeful secției de cercetare din cadrul muzeului din Zalău. Totul a pornit de la informațiile pe care le-a primit privind prezența unor căutători de comori în zona unei foste cetăți dacice. Deplasându-se la fața locului, acesta nu i-a mai găsit pe cei ce căutau ilegal vestigii istorice. În schimb, a descoperit întâmplător, într-o pădure din apropiere, o cataramă și fibule, piese ce l-au determinat să revină pentru cercetări amănunțite. Continuarea mai amănunțită a săpăturilor a scos la lumină în cursul zilei de vineri alte piese din perioada dacică, precum numeroase verigi, două cuțite, o a doua pafta, mărgele și bucăți de fibule, inclusiv din argint și câteva fragmente de oase, a precizat Horea Pop pentru agerpres.ro.